Studenții de la cele trei facultăți din cadrul Universității din Petroșani, respectiv Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Facultatea de Mine și Facultatea de Științe, au intrat de ieri, 30 ianuarie, în febra examenelor. De luni, 30 ianuarie, începe sesiunea de examinare la toate cele trei facultăți din cadrul universității noastre și sperăm să vină cât mai mulți studenți. În ultimele două săptămâni, pe lângă colocvii, unii studenți au mai venit să recupereze dacă au mai avut laboratoare sau alte activități restante. Asigurăm toate condițiile pentru buna desfășurare a examenelor din această sesiune. Studenților le-am creat condiții și în săli de lectură dotate cu tehnică de calcul, în așa fel încât să poată studia și acolo, în afară de amfiteatrele pe care noi le punem oricum la dispoziție în această perioadă, a declarat profesor universitar dr. Inginer Mihai Sorin Radu, rectorul Universității din Petroșani, pentru Cotidianul Județean Independent, Servus Unedoara. Sesiunea de examene durează 3 săptămâni până în data de 19 februarie, conform calendarului publicat de Instituția de Învățământ Superior din Valea Jiului. După sesiunea de examene, între 20 și 26 februarie, studenții vor avea vacanță timp de o săptămână urmată din 27 februarie de reluarea activității didactice în semestrul al doilea al anului universitar în curs. O sesiune de restanță este planificată în perioada 6-11 martie. Conducerea prestigioasei instituții de învățământ superior din Valea Jiului se așteaptă la rezultate bune și foarte bune din partea studenților în această sesiune. Considerăm că prin efortul comun al studenților și al cadrelor didactice din universitatea noastră, rezultatele vor fi pozitive. Dorim cât mai mulți dintre studenți să fie integraliști și să obțină burse care apoi îi ajută în activitățile pe care le desfășoară în semestrul al doilea și în tot ceea ce înseamnă o activitate studențească de a adăugat rectorul Universității din Petroșani. La Universitatea din Petroșani se pregătesc peste 4.000 de studenți, incluzând și pe cei de la cursurile postuniversitare, cu sprijinul și sub îndrumarea unui colectiv de 145 de cadre didactice.